Bună ziua! Provoc pe toată lumea care vizionează acest video să-mi spună dacă a auzit de această patologie și mai mult de atât să povestească la cel puțin o prietenă, pentru că există o posibilitate să fie femei care suferă de această boală fără să știe că aceasta are un diagnostic și mai mult de atât fără să știe că există o rezolvare. La noi în țară nu există un centru de tratament pentru această patologie. Însă am avut provocarea să am o pacientă care să mă stimuleze să pun acest diagnostic ca să o pot trata. Este vorba de vulvodinie. Ca să puteți înțelege mai mult, o să discutăm despre anatomia zonei genitale feminine. Vulva este partea externă a sistemului genital feminin și include pubisul, labiile mari și labiile mici, clitorisul și vestibulul, pe care le aveți în imaginea alăturată. Ce înseamnă vulvodinia? Este o patologie care cauzează durere în timpul zilei, a mersului și în timpul actului sexual. Apare foarte frecvent în adolescență, mai exact după ruperea himenului și se manifestă inclusiv la femeile mature. Poate să apară mai târziu. Este o boală nediagnosticată, necercetată, care de durere cronică și afectează milioane de adolescente și femei. Definiția ei, după care vă puteți pune singură diagnosticul, este durere la nivelul vulvei de cel puțin 3 luni, adică o durere cronică care datează de cel puțin 3 luni, fără să treacă, fără să fie ameliorată decât de medicamente, probabil. Această durere apare fără o cauză locală, identificată local, cum ar fi infecții, candida sau herpes, boli inflamatorii, licheni, boli imune, tumori, de exemplu boala Paget sau carcinomul squamos, boli neurologice, nevrom sau nevralgie postherpetică, patologii compresive nervoase sau posttraumatice nervoase, sau iatrogenic, postoperator, de exemplu, sau postchimio și radioterapie, sau traumatic, în urma leziunilor locale sau obstetricale, sau în urma deficiențelor hormonale, menopauză, amenoree, care ar putea să ducă la durere și usturime. 37% din femeile cu vârstă fertilă suferă de această patologie. În concluzie, toate cele enumerate mai sus trebuie excluse ca să putem să punem diagnosticul vulvodiniei. Nu trebuie ca ele să fie o cauză. Cauza trebuie să fie diferită. Hai să vedem puțin istoricul acestei boli. Poate așa o să o înțelegem mai bine. Cum a fost descrisă ea în trecut? Ca și o hiperestezie a vulvei, adică o hipersensibilitate locală. Ca și o supersensitivitate a vulvei, ca și puncte roșii profunde hipersensibile, ca și sindrom de arsură a nivelul vulvei și acum are denumirea de vulvodinie. Cum putem să descriem această boală? Ca durere vulvară de cel puțin 3 luni, fără o cauză identificată clară, care poate avea anumiți factori asociați. Ca să fac situația și mai clară, o să fac o descriere ca la carte a acestei patologii. Ca definiție, este o durere vulvară de cel puțin 3 luni, fără o cauză identificată clară, ce poate avea anumiți factori sociali. Ea poate fi generalizată, ce include mai multe zone ale vulvei, sau localizată, care include doar o zonă. Aceasta poate fi zona introitusului, zona unde a fost localizat himenul. Această boală mai poate fi provocată, adică în timpul contactului sexual, sau spontan, apare durerea oricând. Cu pattern temporal, poate fi intermitentă, persistentă, constantă, imediată sau întârziată. Acum să vedem prin ce trec femeile care au această boală. În funcție de cât de avansată este această problemă, pot să apară durerile când acestea stau prea mult timp înșezut sau în timpul activităților sexuale. Cel mai frecvent se întâmplă în timpul activităților sexuale, în timpul exercițiilor fizice. Sunt persoane care au trebuit să-și schimbe locul de muncă, deoarece nu puteau să se adapteze din cauza durerilor. După toate astea, bineînțeles, apar sentimente de invaliditate și izolare datorită durerii, pentru că acestea nu reușesc să găsească o cauză și pentru că toată lumea le spune că sunt sănătoase. Inițial, există o confuzie legată de localizarea durerii, pe care nimeni nu are cum să o înțeleagă. Apoi, pentru a găsi o explicație, încep să caute pe internet diverse patologii, de ce apar usturimile, de ce apare durerea vulvară. Găsim foarte multe patologii legate de boli cu transmitere sexuală sau bolile fungice sau cancere sau ce am descris mai sus. Apoi, doamnele apelează la un doctor, cel mai frecvent ginecolog sau dermatolog.
care le verifică, evident, nu găsește nicio patologie locală și le spune că sunt sănătoase. Mai încearcă câțiva doctori care cu toții ajung să le spună că sunt sănătoase și local nu au absolut nicio problemă. Pentru că local nu se vede absolut nimic palpabil și nu se vede nimic de înțeles pentru un medic. Dar dacă ai puțină încredere în pacientul tău și o încredere orbească, îți dai seama că de fapt există o problemă. Eu personal am consultat o pacientă care nu avea nimic, dar am crezut-o. Și am căutat neîncetat în toate limbile posibile știute despre această patologie. Și am găsit după aproximativ 2 luni de căutări, pentru că nu am știut să caut cuvintele corecte. Am făcut exact la fel ca voi, probabil. Ce se întâmplă în această patologie? Există modificări histopatologice locale, care cred că mai puțin vă interesează. Totuși o să le menționez pentru a clarifica mai mult subiectul. Neuroproliferarea, și anume fibre nervoase, subepiteliale și epiteliale, care nu și-au locul acolo, și un număr mai mare de celule mastocite, care au o activitate ușor crescută față de normal. Aceasta este explicația pe care au găsit-o histopatologii care au analizat piesa după ce a fost excizată. O să ajungem puțin mai târziu și la intervenția chirurgicală. Trebuie să ne punem 4 întrebări frecvente pentru acest diagnostic. Și anume, există durere genitală? Suferiți de arsuri genitale mai mult de 3 luni? Ați avut 10 sau mai multe episoade de durere la contact cu un tampon vaginal, sexual sau la examenul ginecologic? Exagerate, bineînțeles. Durerea în timpul contactului limitează sau previne contactul sexual? Dacă răspunsul este da, cel mai probabil sunteți câștigătorii acestei patologii. Ce e de făcut? Inițial trebuie să eliminăm toate infecțiile posibile, bolile inflamatorii, neurologice, neoplasmele și orice altă patologie care poate fi identificată și tratată. Și pentru asta avem următorii pași. Întâi facem un examen clinic. Trebuie să aflăm dacă această vulvodinie este generalizată sau localizată și dacă există eritem la nivelul zonei dureroase. Dar să știți că cel mai frecvent acesta nu există. Nu se vede absolut nimic. Cum identificăm problema? Pasul 2. Testăm cu un bețișor de urechi, din bumbac, la nivelul coapsei interne, a lavei majore, a șanțului interlabial, la nivelul clitorisului, perineului, vestibulului și notăm severitatea durerii și caracterul ei pentru fiecare zonă în parte. Practic îi dăm o notă de la 1 la 10. Cum examinăm? Bineînțeles, într-un mod foarte finuț. Luăm un bețișor de urechi și cu zona de bumbac, pur și simplu, trecem prin zonele dureroase, ca să putem să ne facem noi o hartă și să ne notăm pe hârtie. Pasul numărul 3 este examinarea neurosenzitivă și se efectuează pentru fiecare dermatom cu zona de bumbac a bețișorului și apoi cu zona lemnoasă sau de plastic a lui și se notează senzația și caracterul ei. Adică facem comparație între testarea cu bumbacul și testarea cu zona de plastic. Apoi examinăm mușchii pelvieni prin tușeu vaginal. Pasul 5 este examinarea durerii și a cauzei declanșatoare, care o facem printr-o discuție cu pacienta. Cum începem tratamentul? Toată lumea vrea să știe, bineînțeles, cum putem să scăpăm de această durere. În primul rând, trebuie să ne credem pacientul, care spune că această durere există și trebuie să-l credem orbește. Apoi, trebuie să îi explicăm că nu este responsabilă pentru eșecurile de până acum, legate de diagnosticele nepuse și tratamentul care nu a avut niciodată efect și nu trebuie să oferim, bineînțeles, pacientului speranțe deșarte. Pentru că de multe ori acest tratament nu funcționează la toată lumea. Totuși, la 80% din pacienți funcționează. Ok, cum tratăm această patologie? Teoretic, se începe cu tratament oral, care blochează receptorii pentru durere. Ați spune logic, doar că tratamentul constă în antidepresive triciclice, adică amitriptilină sau nortriptilină. Se mai recomandă pentru inhibarea durerii, dar eu nu recomand pacienților mei anticonvulsivante, opioizi, inhibitori de serotonină și nortriptilină. Se mai pot folosi loțiuni topice cu efect anestezic. Îl recomand și funcționează foarte bine, cum ar fi Romla sau spray cu benzocaină, pe care îl găsiți de obicei la sex shop-uri. Se poate face terapia mușchilor pelvici, și anume prin fizioterapie, dilatatori vaginali sau injecții cu toxinobotulinică. Se poate face fizioterapie pentru terapia durerii la un psiholog sau la un psihiatru. Însă, un tratament care a funcționat foarte bine sunt injecțiile cu PRP, și anume
3 ședințe, inițial, la 2-3 săptămâni distanță, pentru a îmbunătăți calitatea celulară și pentru a scădea hipersensibilitatea nervoasă locală. Pacienții mei au răspuns foarte bine la acest tratament. După două săptămâni de la ultima ședință, adică 6 săptămâni de la prima ședință, pacientele au reușit să aibă contact sexual fără dureri. Unii au folosit și EMLA, dar mult mai puțină decât foloseau înainte. Și au reușit să aibă un contact sexual pe care să-l termine și să se bucure de tot ce oferă intimitatea cu partenerul. Lucru care poate credeți că nu este important acum uitându-vă la acest video și neavând această patologie. Însă persoanele care suferă de această patologie vor înțelege exact ceea ce spun. Totuși, PRP-ul se face într-un mod special, exact ghidat de consultul făcut înainte, pe care l-am descris mai devreme. Dacă nu funcționează nici terapia cu PRP, nici cremele locale, se trece la tratamentul chirurgical, care este vestibulectomia cu avansarea mucoasei vaginale. Acesta implică înlăturarea porțiunii vestibulare dureroase și avansarea mucoasei vaginale pentru a acoperi defectul rezultat. Iar aceasta are un succes de 60-90%. Bineînțeles, mucoasa excizată se trimite la examen histopatologic, ca să ne asigurăm și ca să avem dovada că am avut această patologie și că, bineînțeles, nu există nimic asociat acolo de tip cancerigen. 99% din cazuri nu există, dar mai bine dormim bine decât să ne facem griji. Sper că a fost util acest video, încercați să-l împărtășiți cât mai mult, poate schimba viața cuiva cu siguranță. Radical, aș putea spune. De la a crede că ai o problemă și că este doar în capul tău, pentru că toată lumea îți spune asta și pentru că nu se vede nimic fizic și nu poți face nimic ca să o repari, pentru că practic nu știi ce ai, la a conștientiza că această problemă există și că mai sunt și alții care o au și la a începe să aplici tratamente special concepute pentru ea, este o diferență de la cer la pământ și asta ajută extrem de mult. În descriere aveți un link care vă duce la o asociație făcută special pentru femeile cu această patologie. Este în engleză, dar sunt sigură că vă veți descurca. Încă un mic detaliu. Sunt foarte multe persoane care ar avea nevoie de o labioplastie și din cauza hipertrofiei labiilor mici, suferă de simptome apropiate cu cele descrise mai devreme. Nu confundați această patologie. Dacă este nevoie de o labioplastie, avem un video anterior în care este descrisă această problemă. Este o operație foarte frumoasă care schimbă vieți din nou. Am spus-o și atunci, o spun și acum, dar nu are nicio legătură cu vulvodinia. Sper că am fost util acest video, sper că ajută măcar o persoană care se află într-un nor negru, să spunem așa. Vă doresc o zi frumoasă, vă mulțumesc că mă urmăriți, la revedere!